Noul an care bate la ușă trebuie întâmpinat cu voie bună, petrecere și mese îmbelșugate. Giurgiuvenii s-au trezit din amorțeala zilelor libere ale Crăciunului și au început să ia cu asalt magazinele. Pentru a le veni în ajutor, supermarketurile și-au prelungit programul de funcționare până în data de 30 decembrie. Astfel, până pe 30 decembrie, supermarketul Kaufland va fi deschis între orele 7:23, Penny își va deschide ușa la 7:30 și o va închide la ora 22. Supermarketurile Mega, Image și Lidl își vor menține programul obișnuit, iar Bila va fi singurul magazin care va deschide la 7 și va închide la 12 noaptea. În data de 31 decembrie, situația se schimbă un pic, în sensul că programul de funcționare al magazinelor va fi redus, în așa fel încât supermarketul Lidl va închide la ora 17, Kaufland la ora 18, Penny și Mega Image la ora 19, iar supermarketul Bila la ora 20. În data de 1 ianuarie, toate magazinele din Giurgiu vor fi închise, cu excepția non-stop-urilor. Pentru cei care întâmpină o problemă de sănătate, farmacia care va fi de gardă în perioada 27-1 ianuarie este Terra Farm, situată în piața centrală.